Salut vizitatorii Promotime și vă invit să ne urmăriți! Despre viața dansatorului pot spune că este o zicală, sapoșnic bez sapoc. Toată lumea crede că dansatorii sunt mereu în veselie și noi cei care adevărata veselie o primim cu mult mai rar decât o oferim spectatorilor. Într-adevăr, este muncă și foarte multă forță ca să poți mereu dărui fericire. Se întâmplă diferite în viața unui dansator, dar meseria lui este să aducă bucurie și fericire în sufletele oamenilor. În sufletele noastre ajunge fericirea, dar în modurile mai rare, fiindcă mereu suntem ocupate în evenimente, în sărbători, pentru cei pentru care existăm noi, pentru spectatori. O zi normală din viața mea decurge multe repetiții, o oră, două să te mai simți om și seara când ajunge timpul evenimentelor și lucrului nostru, cam așa. De la 3 sau 4 ani nu am petrecut niciodată anul nou acasă. Da, erau ani când aveam posibilitatea de a sta o oră, două acasă, după care trebuia să plec la lucru. Sau, spre exemplu, anul acesta l-am petrecut în România lucrând. Una din ultimele zile importante în viața mea a fost ziua în care mi s-a oferit titlul de artistă emerită. Este într-adevăr un eveniment foarte emoționant pentru, eu cred că pentru orice artist, când simte că este apreciat și ce se dedică viața lui nu este în zadar și într-adevăr ai o dorință de a continua în același ritm de viață și cu aceeași misiune. Pentru moment sunt invitată în concurs în România, iarăși sunt invitată la un festival în Franța și cam atât. Și restul acasă. Tot ce cu meu de prieteni constă din ansamblu joc sau din dansatori, din artiști. Foarte puțin am prieteni din lumea exterioară artistică. Pentru noi nu este doar o meserie, este un drog cu care trăim. Că dansez în ansamblu joc este mai puțin evidențiată în lumea artistică, dar activez în acest ansamblu de 10 ani. Am petrecut acolo fragedă tinerețe. Am crescut în acest colectiv, am crescut și ca personalitate și ca artist. Mi este foarte drag acest colectiv. Îi datorez foarte mult ce ține de școala vieții și școala dansului. Am intrat acolo când aveam 16 ani și de atunci mă țin minte în ansamblu joc. Îmi face mare plăcere să dansez și dansuri populare. Nu diferențiază niciun fel plăcerea de a dansa belly dance. Da, belly dance îl dansez solo și este cariera mea aparte, dar ansamblu joc este o parte a sufletului.